Domnule Croitoru, cu ce rămâneți după această primă partidă din play-off? Cu multe semne de întrebare. Cu multe semne de întrebare, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu ei după pauză, că ne-am retras inexplicabil. Am spus clar că n-ai de ce să te retragi, dar din păcate nu pot să-mi dau seama nicio. Am luat două goluri din punctul meu de vedere pe care numai eu pot să le iau. De fapt le-am mai luat. Nu e ceva nou. Asta este. Văd că unii încă am rămas cu amintirea play-off-ului de anul trecut. Totuși o primă repriză foarte bună. Ați intrat cu avantaj la pauză. Am făcut o primă repriză foarte bună, o a doua repriză execrabilă din punctul meu de vedere. Nu slabă, ci foarte slabă. Dar asta este, mergem mai departe. Îmi pare rău că n-am putut să iau punct sau puncte în seara aceasta. Din nou vechea problemă cu portarii, că i-ați tot rotit. Acolo să fie problema Botoșanului? Dacă iau o asemenea goluri, vă dați seama că acolo este problema, dar greșeli sunt și asta este. Mergem mai departe. Ați avut și o discuție cu arbitrul în minutul 58, ce v-a reproșat? Cine să-mi reproșeze? Ce să-mi reproșeze? Ce dialog ați avut? Dacă avem ceva bun în fotbal românesc, arbitrajul este. De ce spuneți asta? Păi dacă, asta e adevărul. Nu este problema fotbalului românesc arbitrajul, ci cel mai bun lucru care se întâmplă în fotbalul românesc este arbitrajul. Avem brigadă de Champions League, avem, așa că nu avem de ce să ne plângem de arbitraj. Am avut o discuție cu el, nimic altceva. Lovește mingea în mână și îl spune că nu-i hands. Aș crea și avantaj și ajunge la poarta mea. Și că dădeam pe urmă. Ce dădeai pe urmă? La VAR, la ce dădea pe urmă? Da. Asta este, nu din cauza asta am pierdut. Cu siguranță o să apară din nou discuții, vechile discuții. Nu mă interesează discuțiile. Ce mesaj aveți pentru cei care cu siguranță vor comenta? Nu mă interesează ce vorbesc. Să vorbească este treaba lor. Sunt niște prostii mai mari decât cei care le spun. Nu cred că am arătat ca o echipă care ne-a dat la o parte. Am jucat din primul minut până într-un minut. Atât am putut. Luăm goluri, greșeli incredibile. Nu este treaba mea ce comentează ceilalți. Este treaba lor. Poate etapa viitoare, dacă remediați aceste probleme cu golurile incredibile? Poate. De ce nu? Mulțumesc.